Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre... Biografia actorului Berkali Catal, Tolga din Totul pentru familia mea. Berkali Catal s-a născut pe 4 martie 1995 și este actor de teatru, film și televiziune. A absolvit facultatea de teatru la Universitatea Edite pe locul al treilea. A urmat cursuri de actorie și la ateliere private și la centrul Sadr Alisic. A jucat în mai multe producții, printre care Cosem, Gyuneș, Patria mea ești tu, Legea familiei. Rolul din serialul Totul pentru familia mea este cel care l-a făcut cunoscut. Și a împlinit visul de a juca un personaj negativ când a acceptat acest rol, dar nu s-a așteptat să primească o apreciere atât de mare din partea publicului. A vrut să urmeze o carieră în basket, însă acest vis s-a năruit când și-a rupt piciorul. În timpul liber își începe ziua în sala de sport, îi place să călătorească. Aras Bulut, In Mălu și Heath Ledger sunt printre actorii lui favoriți.